un sistem de acoperiș din tablă trebuie să fie în așa fel proiectat încât tu să nu ai nevoie de lipire. Aia înseamnă că toate piesele între ele, când se intersectează sau se fixează, trebuie să se clipseze, să existe falțuri, nuturi, creme de prindere sau diverse îmbinări pentru a se putea clipsa natural. În momentul în care ajungi să folosești diverse tipuri de adezivi, trebuie să ai grijă pentru că ăștia pot să lucreze în timp, sunt atacați de ultraviolete, se mănâncă, se mișcă diferit pentru că materialele astea se contractă, se dilată diferit, și atunci trebuie să ai grijă foarte mare cu modul în care este gândit un acoperiș din tablă. Acoperișurile din tablă sunt cele mai ieftine, asta, și sunt cele mai rapide de executat pentru că le găsim în diverse variante, diverse forme. Cel puțin multe echipe le preferă pentru că au pus tabla sus repede, le-au îmbinat repede și acoperișul este gata mult mai repede, dar atenție la tipul de tablă, la calitatea tablei, la calitatea vopsirii, la grosimea tablei și așa mai departe. Sper că ți este util acest material video foarte scurt, ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube Marius Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Șofete în construcții, pentru a putea construi mai bine.